Suntem în fața parchetului general, îl avem în fața noastră pe Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, candidat independent la alegerile parlamentare. Domnule Gheorghe, ați anunțat plângere penală împotriva Dianei Șoșoacă. Ce infracțiuni reclamați aici la parchetul general? Sunt niște infracțiuni prevăzute de legea penală specială, respectiv promovarea de idei fasciste și doctrine xenofobe. Este un lucru pe care l-a făcut live și a fost văzută de zeci de mii de oameni în același timp, probabil că până acum a fost deja văzută de sute de mii de oameni. A promovat astfel de idei, a promovat inclusiv salutul legionar, care este în mod evident un salut fascist, și pentru acest lucru, asta s-a întâmplat acum câteva zile, autoritățile nu au luat niciun fel de măsură, pentru acest lucru am venit astăzi să formulez plângere penală, pentru că, repet, se încadrează perfect în definiția faptei penale prevăzută de lege încă din 2006, dacă nu mă înșel, și astfel, autoritățile trebuie să ia măsuri. Suntem la parchetul general pentru că este vorba despre un europarlamentar, din păcate, cu atât mai rușinos, dar și cu atât mai periculos pentru societate. Și parchetul general are competența să cerceteze fapte săvârșite de europarlamentari. Parchetul general s-ar fi autosesizat și el, informația ieșit în spațiu public acum câteva minute, pe același discurs ținut de Diana Șoșoacă live, după ce CCR-ul i-a invalidat candidatura. Cum vedeți autosesizarea parchetului general în condițiile în care discursurile Dianei Șoșoacă sunt de notorietate publică, nu este primul discurs de acest gen și până acum parchetul general n-a anunțat astfel de autosesizări? Nici n-ar fi anunțat nicio autosesizare dacă nu depuneam eu această plângere. Fapta s-a comis acum câteva zile, deci aveau tot timpul. Nu au făcut anunțul decât abia după ce am făcut eu anunț că depun această plângere penală. Prin urmare, nu mai aveau de ales, că nu puteau să ignore plângerea mea penală și au decis probabil să se și autosesizeze. Important nu e neapărat cine sesizează, important este să se cerceteze, pentru că vorbim totuși despre o faptă penală flagrantă. Și în același timp vreau să menționez că până acum n-am auzit niciun fel de altă instituție să se fi autosesizat în legătură cu multele fapte ale europarlamentarului deja Șoșoacă Diana, și am văzut foarte multe lucruri, de la mers des la ambasada Rusiei până la depunerea de proiecte legislative care în mod clar erau provocatoare și aveau interesul de a ne certa cu vecinii noștri. Toate astea din manualul Moscovei, n-am văzut niciodată, pe lângă alte declarații ale ei provocatoare, n-am văzut niciodată o autosesizare din partea vreunei instituții al statului român, pentru că dacă aveam o astfel de autosesizare, probabil că până acum aveam și o decizie și nu mai aveam acest caz rușinos, în opinia mea, în care CCR, în loc să se bazeze pe o hotărâre judecătorească, așa cum trebuia până acum, se bazează pe tot felul de idei mai mult politice. Și cum vă explicați faptul că nicio instituție a statului nu s-a autosesizat? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, de la ce instituție așteptați dumneavoastră o reacție publică? În acest moment am așteptări de la parchetul general. În acest moment mă aștept de la parchetul general să deschidă o anchetă urgent și să facă și o cerere urgentă de ridicare a imunității europarlamentarului Șoșoacă Diana, pentru că vorbim despre o cerere care trebuie înaintată la Parlamentul European, pentru că este vorba despre o infracțiune flagrantă, nu avem nevoie de administrare de probe, este un video pe care chiar respectiva l-a promovat și foarte mulți oameni, v-am spus, l-au vizualizat, deci aici sunt așteptările mele în acest moment. Până acum am avut așteptări începând cu SRI până la parchete, bineînțeles poliția care este sub parchetul general și parchetele de pe lângă curțile de apel. Pe ce aspecte trebuia să se autosesizeze SRI-ul și considerați că trebuia să iasă SRI-ul cu niște poziții publice, cu niște explicații și dacă da, pe ce temă? Până acum v-am spus, drumurile repetate la ceai la ambasada Rusiei, ale unui înalt demnitar al statului român, urmate de inițiative legislative, deci acte juridice depuse de același înalt demnitar al statului român în interesul evident al unei puteri străine ostile României, respectiv Rusia, eu zic că constituia o faptă penală de mult. Și repet, dacă se sesizau până acum, aveam și niște decizii cel mai probabil și atunci această persoană nu ar fi ajuns niciodată europarlamentar, așa cum nici nu trebuia să se întâmple.
Discursul Dianei Șoșoacă, care face obiectul plângerii dumneavoastră la parchetul general, a fost ținut după ce CCR-ul i-a invalidat candidatura. Cum vedeți această invalidare a candidaturii Dianei Șoșoacă, acțiunea CCR-ului? Motivele CCR, așa cum au ajuns ele pe surse în spațiu public, par a fi niște motive politice. Nu sunt niște motive de fapt. Nu discutăm despre chestiuni clar procedurale, nu discutăm despre validitatea semnăturilor, nu discutăm despre chestiuni de genul acesta, ci despre, citez, ar fi vorba atașamentul față de Constituție. Ori o astfel de invalidare, pe lângă faptul că, din câte știu eu, este unică în istoria de până acum, este și extrem de periculoasă pentru democrație. Repet, un astfel de personaj nu numai că nu trebuie să fie candidat la președinția României, trebuie să nu aibă nicio funcție în stat, colaborând în mod efectiv cu o putere ostilă României și țării noastre. Dar nu așa se fac lucrurile, ci printr-o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens, care ar fi trebuit să fie precedată de o anchetă serioasă în acest sens și a fost timp destul în acești 4 ani de când a fost parlamentar în Parlamentul României ca instituțiile să se sesizeze. Concluzia mea nu este decât că a fost protejată până în acest moment când a scăpat de sub control și probabil că a fost lăsată din brațe, de unde văd și această autosesizare. Protejată de către cine? De către servicii și care ar fi motivul? Protejată de către sistem, de către cei care controlează în mare parte și instituțiile statului român. Opinia mea clară este că a fost și este protejată în acest moment de către PSD, mai puțin decizia CCR, care în mod clar profită celorlalți extremiști și PSD-ului, dar până acum, fără îndoială, a existat un pact între PSD și Șoșoacă Diana, în opinia mea, care s-a manifestat și la trecerea pragului milimetric de partidul SOS sau Ketchup sau cum se mai numește.